Hei, salutare prieteni și bine ați venit la un nou filmuleț! Astăzi continuăm seria planurilor din noul FIFA Mobile și vă invit să stați aici pentru a face împreună câteva planuri noi și să sperăm că vom da peste niște jucători roșii. Dacă nu știați, săptămâna trecută am făcut primul filmuleț cu planuri. Dacă nu l-ați văzut încă, v-aș sugera să-l vedeți, iar apoi să reveniți aici. Dați click pe cardul din dreapta sus sau pe linkul din descriere pentru a face asta. Și acum să începem cu noile planuri de astăzi. Și primul plan pe care vreau să-l fac astăzi este Țara Galilor. Punem 3 jucători aici și sperăm să ne pice Bale. Sau ce alt jucător mai este de la Țara Galilor? Ramsey parcă, dar totuși l-aș vrea pe Bale. Ia să vedem cât de aproape suntem de Bale. Foarte departe. Cine e Church? N-am auzit în viața mea de el. Și continuăm cu un plan nou-nouț pentru mine, se numește Game Changers. Aici trebuie să pui 10 token de ăștia, pe care am obținut destul de greu, chiar dacă am mulți. Să vedem ce ne pică. Știu că sunt niște jucători foarte interesanți aici. Dar să vedem. Ce noroc avem? Jucătorul fără față, Juan Munoz. Cred că o să-l arunc direct pe market la vânzare. Și continuăm cu planul pentru Danemarca. Nu știu ce jucător ar putea să-mi pice aici, adică ce jucători buni au cei din Danemarca. Poate doar Eriksson de la Tottenham. Cred că ăla e un jucător bun. Dar să vedem ce noroc avem aici. Este de argint normal, Kvist. Kvist de argint. Pentru 3 jucători și o cupă. Tare. Și acum planul cu veteran, care îl fac pentru prima dată pentru că am obținut foarte greu tokenii ăștia. Voi l-ați făcut? Lăsați un comentariu și spuneți-mi sub butonul de like. Ia să vedem ce ne pică aici și acum. Și ce veteran avem? Este vorba despre Simons. Cine e Simons? De unde e? De la Club Brugge din Belgia. Super jucător. Și dacă tot am făcut atâtea țări azi, de ce nu și Brazilia? Adică sunt o grămadă de jucători tari la Brazilia care ar putea să ne pice. Bine, acum nu o să mai spun pe cine vreau pentru că sigur nu ne va pica, dar să vedem ce noroc avem la țara aceasta. Ia să vedem. Malcolm de la Bordeaux. Se putea și mai bine, se putea și mai rău, deci sunt mulțumit cu Malcolm. Ce ziceți să continuăm cu planul acesta, League vs League, unde trebuie 10 token obținuți în ligă? Știu că premiul pentru așa ceva ar fi un pack mai bun decât cel de 7500 de bănuți, deci mai bun decât Pro Pack-ul unde găsești garantat un jucător de aur. Dar să vedem ce noroc avem aici. Și începem. Ortega, nu mă interesează, altul de bronz, un token elite roșu este foarte bun. Și numai jucători de bronz. Quaresma! Jucător elit de 81, right wing Quaresma de la Beşiktaş. O carte foarte bună. Primul jucător elit obținut la planuri împreună cu voi. Foarte tare. Uhuu! Și dacă tot am avut norocul acesta și mai am atâția token, de ce să nu mai facem încă o dată planul acesta împreună? Să vedem, poate cine știe, mai avem noroc odată. Haide să vedem. Încă o carte roșie, haide. De la Hellas Verona, Sligardi. Un token elite foarte bun. Bronz și bronz. După norocul avut cu Quaresma, de ce să nu continuăm cu Argentina? Sigur nu va pica Messi sau Aguero sau alt jucător de ăsta de top, dar sunt și alți jucători mai mici care sunt foarte, foarte interesanți la Argentina. Să vedem totuși ce noroc avem. Hai, dă-mi un jucător bun. Vreau un jucător bun și cu siguranță acesta nu este un jucător bun. Castro. Cine e Castro? Și urmează planul Team Celebration. Aici avem stemele echipelor care au câștigat la cel puțin 4 goluri diferență meciul din campionat de săptămâna trecută. Avem voie să-l facem doar o dată pe săptămână, așa că voi alege AS Roma, pentru că nu cred că va mai da vreodată 4 goluri, deci e bine să folosesc stema ei acum. Ia să vedem ce putem obține de la această stemă. Între 1 și 10 steme ne spune aici. Și cred că am obținut doar o stemă. Asta e Werder Bremen. Horror. Și urmează unul dintre planurile mele preferate.
Daily Warm-up. Aici punem cei 7 token pe care puteți să-i obțineți zilnic și primim un Pro Pack, unde găsim minim un jucător de aur. Sau putem găsi și un elit, cine știe. Dar să vedem împreună. Primul jucător, Pinato de bronz, altul de bronz, Amaya de argint, Johnson, și de aur este Nakoulma. Este mijlocaș dreapta, nu, mijlocaș stânga, 73 din Turcia. Și dacă tot mai am token, de ce să nu-l mai facem o dată? Poate, poate, cine știe ce noroc avem. Ia să vedem. Pro pack-ul de 7500 de bănuți, gratis pentru noi. Ia să vedem primul jucător, Gutierrez, singurul Gutierrez care îl știu era Victor. Și cartea de aur, Josef Zun, de la PSV, 72 right wing, argint și nu mă interesează. Acestea au fost planurile de astăzi și în sfârșit am avut succes cu cartea elite a lui Quaresma. O să pun la treabă acum să văd ce e de capul ei. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați și de restul filmulețelor, mai ales cel cu MMX, jocul este foarte tare. Dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să-i dați un like și abonați-vă dacă nu sunteți încă pentru a vedea și alte filmulețe pe viitor. Până atunci, vă invit pe Facebook unde postez zilnic și putem vorbi. Pa, pa!